La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YT Shorty pentru o reducere micută ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod din O zi din viața unui admin. Astăzi sunt foarte fericit că se apropie momentul ăla și mi-e chiar rău de tot când o să vă prezint și vouă secretul meu cel mai mare din viața mea, cum ar veni. O realizare, să zic așa, din viața mea, care e foarte importantă din punctul meu de vedere. Și mai durează puțin tel acolo, câteva zile, nu știu cât mai durează, nu mult. Și o să vă prezint, să vedeți despre ce e vorba. Dar până atunci, hai să dăm drumul la episod, bineînțeles, când primesc un tichet, vă arăt și vouă ce s-a întâmplat și ce se întâmplă. Și salvăm orașul, că suntem extraterestri. Let's go, boys! Haideți să vedem și primul tichet. Bam! Salut! Salut! Am ieșit aici, sunt blocat pe aici. Nu știu cum să ies. Cât mai e din pușcărie? Păi nu, că am ieșit. Am okay. Reintrat și m-a dat. Așteaptă. 3-3-3-2-2. Șmecherea de la băiatul ăsta. Îl teleportăm și pe el în Sandy, pe aici, undeva la garaj VIP. 3-3-3-2-2. Bam, 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 bam! Salut! Epic, am o întrebare. Fă tichet și răspunzi la întrebări. Am întrebare legată de o mașină, Teodor. Salut, Teodor, spune. Am și o întrebare legată de o mașină care mi-a luat țeapă și vreau să știu. Așa? Dacă mi se mai dă înapoi. Și eu mi-a luat țeapă de la 6. Fă tichet cu reclamație către acel player. Dar nu, faza e că am făcut reclamația înainte să se șteargă astea de la reclamație player, urmele și astea. Și abia acum mai faci tichet? Am mai vorbit mai înainte cu DRF și mi-a zis să vorbesc și cu tine. Și cu Supremache am vorbit, care mi-a dat urmele atunci. Și cu ce luat țeapă? Am dat o Silvia pe o Supra și i-am dat Silvia și băiatul. Ok, postează din nou același raport, da? Și să specifici acolo că nu s-a rezolvat și că este puțin mai vechiuț, dar au fost șterse. Dacă tot ai văzut, pot să zic și eu ceva despre o țeapă care am primit-o și eu? La fel și tu, dacă ai primit o țeapă, pui pe reclamație player. De la Batoa 606 trilioane, am trimis dovezi la Moldova, plat, cu conversația în care nu să pun dovezi în privat. În privat să vorbești despre familie, copii, femei, da. Orice altceva. Reclamațiile se fac pe reclamații player, nu în privat. Am înțeles, dar s-ar pune, adică, în privat unde el mereu. Nu se pune în privat nimic. Ah, ok. Salut. Salut. Dacă are vreo bară pe ăsta Z4-le. Z4, bă, nu știu, stai să văd. Da. Dar nu cred că are Z4. Nu, n-are. Okay. Dar la asta oricum nu prea aveai ce să-i pui. Păi aia, aici am dat și un clip acolo, știu zic. Da. Mm-hmm. Ok, salut. Salut. Are pachete, oricum, direct. Mm-hmm. Salut, spune-te, rog. Salut. Am o întrebare, pot să curăț mașini gen pe stradă îmbrăcat în costum? Nu prea poți, că în viața reală nu prea vin boschetari în costum să spele mașini. Da, la asta mă gândeam și eu, de aia... Te îmbraci și tu, mai așa, mai un training, o chestie, ceva, o căciulă da, în cap, înțeles. Nu la costum. Bine. Și încă o întrebare, cum fac să selectez acolo vocea gen să vorbesc mai încet? Că... PH. Ah, ok, mulțumesc mult. Salut. Salut, spune-te, rog. Salut, asta Epic, am o nelămurire, frate. Te ascult. Am și o Toyota Supra, gen e cheală. Așa. Și au nebunit ăștia la târcă. Bă, vere, asta abia se dă pe o mașină, că bea așa. Și așa? Ale lor care sunt tot așa, nu se mai dă. Așa. Cum ar fi. Și, gen, eu trebuie să dau pe o mașină. Așa. Tot se bagă ei că, bă, nu se merită să faci schimbul. Na, nu mai știu, avut fiecare își face prețul, tocmai asta e libertatea serverului. Dacă păi tu da, ai o Toyota Supra, poți să-l dai pe ce vrei tu. Am avut o Dacia Sport de colecție și i-am spus că o dau pe 5.000, vine unul,
că, bă, comete, vezi că ăla te fraierește. Și mi-a stricat prețul, aia n-am mai putut să o vând. Ei, dacă e Dacia de colecție pe 5.000, e puțin. Și spune el că, bă, vezi că cere multă la. Da, mă. Că și mi-a stricat prețul. Ți-am zis, prețurile se fac între voi, nu mă întreb pe mine. Am înțeles, mersi frumos. Salute, bă. Am luat un ticket mai devreme de la Netsquik. Ca să mergem la el acum, poate îl găsim aici. L-am luat, dar nu m-a teleportat. Hai, salut! Salut, mozi! Zi! Așa, cei care au fost banați acum, casele se vor elibera luna viitoare? Cam așa. Da, ok, mersi. Ciao. Te pup. 2 de 0 2, iar nu mi-a băgat la ticket. Nu era 2 de 0 2. În fine, asta este. Eu apăs, dar nu mă teleportează, nu înțeleg de ce. Cine știe ce se întâmplă, băieți? Să vă rog. Iar următorul episod o să fie cu Mihăiță. Continuăm roleplay-ul la Blanaos. Ceva frumos. Când mai vin tichete, o să revin. Ca să nu stăm să ne plimbăm degeaba așa, nu? Eu așa zic, e cel mai bine. Salut, spune, te rog. Salut, Epic. Am și o întrebare despre jobul de polițist. Cam când se mai fac recrutări? Când se fac recrutări, o să se anunțe pe anunțuri, pe camera de anunțuri. Așa, și mai am o întrebare, dacă se poate. Așa? Am văzut că ai făcut un episod mai de mult, tot așa, cu adminul și a întrebat un băiat despre jobul de tirist. Nu știu când mai revine ăla, dacă îl repar. Ca să nu abuzeze lumea de salariul de la tirist cu hack-uri cu dale, atunci îl băgăm înapoi. Da, era gen, era un job bănos sau? Nu era bănos neapărat, dar tocmai ce ți-am zis, se folosea lumea de hack-uri. Am înțeles, da, mersi. Bine, mult. Ceau. 46142. Uite, vezi, nu mi l-a dat. Dar de ce? 46142, bine că m-am uitat la ID. 46142. Salut, te ascult. Salut, Epic. Mi-a luat permisul. Poți să dau mai pe seară de el? Te permis sau te-ți dau mâine? Poți să dai și mai pe seară, dar nu-ți garantez că o să-ți meargă. Ok. Ok, ciao. Adică normal ar trebui să meargă, dar că s-ar putea să fii băguit și să trebuiască să dai mâine după restart. Ok, mersi. Bine, pup, ciao. Ok, e timpul să facem rapoarte de pe Discord, băieți, pentru că am văzut că sunt câteva, mă uitam acum pe reclamații, playeri, frumos, ba, potoliți-vă că lui chiar așa. Power Gaming și Disconnect în râpă la două persoane, fii atent aici. What the fuck? What the fuck? Ce-a fost aia? Și tu mai mă pregăteam să spun, bă, dacă omul fuge de la locul accidentului, nu e Power Gaming, că și în viața reală mai fug oamenii de la locul accidentului și de-astea, știi? Dar băi, vărule, uite-te la ăștia doi. Dăm de la început un pic. Ca să le văd ID-urile. Deci a fugit și ăla și după a fuge și ăsta. Dar ăștia au vrut ei să sară așa, frate. Amândoi. What the fuck? GTA Online, ce e asta? Au găsit un de la ce a spus, mamă, e rampa asta, sărim pe ea. Foarte drăguț. Așa, hai să dăm bun la băieți. ID, bam, motiv, Power Gaming. Un din doi.
Hai să vedem dacă mai avea vreun bun. Nu mai e unul din doi. E doi din doi. De ce vă întrebați? Și stai să intru pe baza de date ca să-i adaug banul direct, ca să nu mai... Trebuia să intru pe server pentru un ban ăsta. Așa. Și mai era și ăsta de aici. ID, bam. Motiv. Power Gaming. Born 1 din 2. Și pe ăsta trebuie să-l adăugăm și la banuri. Motivul 1 din 2. Ăsta era de aici. Stați numai puțin, ca să le adaug la băieții banul. Mamă, cum ți-a dus, băi, băi, dar de ce? Eu sincer nu înțeleg. De ce face chestia asta? Așa, lui băiatul ăsta i-am adăugat banul. Și băgăm și lui ăsta unul din doi. Adică ăsta de aici. Hai să verificăm dacă avea încă un unul și el. N-ar. Mergem mai departe. Îi băgăm o bifă aici frumos. 5-2-2-2-4. Power Gaming, Chaotic Drive, Ninja Jack. Nu am pornit la timp filmare. Ia să vedem. Ce ai zis, mă? Scoală mașina! Urcă, 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 urcă! Asta are vreun mod ceva de scârțitul ăsta de roți, pentru că pe server nu scârție roțile în halul ăsta și pe zăpadă. Ok. Prietene, dă-te jos din mașina aia. What the fuck? Vomită. Gata, ăsta e roleplay-ul. Atât s-a putut, băieți. E enervat rădul tot ăsta cu scârțitul roților. Da, foarte drăguț. Trebuie să dăm bine mai la asta. Da. Ninja Jack, Power Gaming, Chaotic Drive, e corect. Bam. Și scriem aici la băiet, ID, motiv, Ninja Jack, Chaotic Drive, ce mai era? Power Gaming, nu a fost neapărat Power Gaming, adică s-a lovit, s-a coborât vomitând, s-a închicăcat morții lui. Dar Ninja Jack și Chaotic Drive au fost, eu le pun doar pe astea două. Sincer cu voi să fiu. Warn 1, 2. Așa, și-l căutăm să vedem dacă mai avea vreun Warn. Bam! N-avea, are noroc. I-am dat bifă și mai avem aici. La secunda 16 cu zoom se vede ID. VDM. Ia să vedem. Ăsta și împinge mașina așa. Se întoarce și cred că le-a pe capătă pe asta direct. Am înțeles. Foarte drăguț. Și cred că era dimineața ceva, dar erau 6 playeri. Da, deci ăsta ce a făcut? A văzut că se întoarce ăsta și a venit un pic aici. Și s-a oprit și la linie, adică nu e ca și cum bă, era în mijlocul străzii, l-am lovit, ca asta s-a întâmplat, știi? Și se vede că a luat de volan aici și să-l prindă bine pe mijloc.
Ăsta ridica mâinile cum a venit, bă, ajută-mă și pe mine cu mașina sau cheamă pentru ăla, că mai era unul leșinat pe stradă aici. Ori să cheme pentru ăsta o salvare, ori să-l ajute pe el cu mașina, să o împingă sau să-i dea benzină sau cine știe ce. Și ăsta ce a zis, bă, acum e momentul. Înțelegi? Foarte drăguț. Și hai să vedem, stai să închid asta că nu mai vedem. Hai să vedem poza asta, poate a făcut el o poză cu ID-ul. 6-1-6-5, ce pot să văd de aici? Secunda 16, hai să vedem. Aha. 6-1-4-3-4 pare a fi. Da, exact. Și băgăm pentru... VDM la băiat. ID, bam, motiv, VDM, warn, 1 din 2. Și căutăm să vedem dacă mai avea vreun warn. Tot astăzi, VDM și altul cu Power Gaming. What? Hai, am mai dat la unul cu Power Gaming, e același. Nice. 2 din 2, băiatul. Și te simte înapoi în baza, date cum ca să-i adaug banii lui ăsta. Foarte drăguț. E bine când e cancer, când e canceros. Că ții bani, uite așa, un warn la 10 minute. Foarte frumos. Așa, și hai să trecem pe ăsta și la banuri acum. ID, bam, motiv, warn, 2 din 2. L-am trecut pe baza de date. Deci, hai să vedem care mai era ăsta. 434, disconnect, a, am înțeles. Deci ăștia sunt ăia gen video ăla. Dar au sărit amândoi pe, s-au dus pe pulă direct. Și au făcut rampă. Și după aia a continuat GTA online-ul cu ăsta, de la călcat de la pe capotă direct. 6-1-4-3-4, e același. Foarte drăguț, foarte drăguț. Dăm bifă și la asta aici. Așa. Mai departe mă omoară la laborator Diem. Făcea etnobotanice băiatul. Ia da cuții direct random așa. Și-a fugit. Stai așa să văd ID-ul ca lumea. Șase, opt, unu, șapte, opt, pare sau ceva, nu văd foarte bine. Ce zicea că i-are? A, 6-1-1-7-8. Da, foarte drăguț. Hai să vedem prima dacă avea warn. Nu mai are. ID, bam, motiv, DM, warn, 1 din 2. De ce l-ai omorât așa, Anapoda? Într-un loc în care știi că nu e ok să faci chestia asta. Și fără roleplay, fără nimic. Doar bagă cuțitul și ia-l o fugă, gen random total. Power Gaming 53577. Ia să vedem. Ai vrea de nu ți-e frig așa? Nu ți-e frig, bre, așa? Am căldură în mașină. Păi și când te dai jos să pui benzină, ce faci? Păi am benzină suficientă. Păi și când nu mai ai? Mai una alta, a? Da, da. Bine, bine. What the fuck, ce treabă a fost cu asta? Cum e în tricou în mașină? Deci să ia de el că e în mașină în tricou. Poate el avea geaca cum ar veni în portbagaj sau poate avea pe scaunul în dreapta sau în spate, whatever. De ce i-a dat reclamație pentru Power Gaming cu căcatul ăsta? Înseamnă Post Hunter direct ăsta, gen, știi? Nu se face, frate, chestia asta. Power Gaming ăsta, unde e aici? Sincer, nu pot să-mi dau seama unde e, pentru că n-a făcut poza corectă. Ca să-mi dau seama. Când se face reclamația, faci reclamația cu tot ecranul, ca să vadă tot ca lumea. Eu văd aici că e pe ceva, nu știu,
ce-o fi asta, nu este zăpadă oricum aici. Dar nu pot să-mi dau seama unde este și de ce este Power Gaming. Așa că nici nu ai pus ca să vadă cu tot cu aia, uite, când postezi o reclamație, o faci așa. Nu neapărat video, poți să faci și poză. Dar să se vadă anul curent, să se vadă toate nebunile de aici. Trebuie să se vadă tot ecranul. Nu faci cu tăiat fix cât era el și cu ID-ul și atâta, că poate poza asta era făcută luna trecută și tu dai reclamația de-abia acum. Încă una cu Power Gaming, asta e o poză la un video ceva. Și Power Gaming-ul care e? 11508. Ăsta e. A, cu mașina decapotabilă. Da. Drăguț. Anul curent 2008, frumos, bam bam. Uite, vezi? Chiar dacă n-a pus video, că nici n-avea sens. E cu mașina decapotabilă. Să vede tot ecranul. Cam asta ar fi. Power Gaming, mașina decapotabilă, iarna. Bă, crivăț. Când ninge, când astea. Îl căutăm să vedem dacă mai vrea V1. Nu are niciunul. ID, bam, motiv. Power Gaming. Mașină de ca... Warren, unde doi? Am scris în paranteză ca să știe exact care e treaba, ca să nu repete și alții ce a făcut el aici. Mai departe, Free Chat. N-are. A, că l-a corectat. N-are nimic, reclamații pe aici. Da. O să dăm un X aici. Consideră cine era ăsta, habar n-am cât a, whatever, că e un avertisment verbal. Data viitoare nu mai fă, nu mai a corectat pe nimeni. Dacă e reclamații pe el, dacă el a scris greșit, lasă-l așa, frate. Nu sta să faci pau, să faci friceata iurea pe reclamații player. Și ultima pe care o luăm și noi în momentul acesta, el n-are nimic și s-are de mașină. Ăsta e ăla care a scris greșit, s-are de mașină. Ia să vedem. Nu știu cum joacă băiatul ăsta. Joacă în window cumva. Coboară mă jos. Da, are nică om. Gigi, ia coboară și tu jos, Gigi. Dai că-l țin aici că fuge. Ha, de bre, dă-te la o parte. A, mă, dă-te jos. Sunt la poliție dacă te dai la o parte, că blochezi asta aici. Dar tu n-ai nimică, te-ai aruncat de trei, n-ai nimică, nu? Care s-a aruncat, mă, că avem 10 la oră. Ai că 10. Ia, dă-te jos, mă. Deschide ușa și-l dă jos. De unde e chestia asta? Ia, mă, că mă dau jos. Da, foarte drăguț. Eu să-i dau lui ăla care a sărit în mașină, nu la amândoi, că de ce i-a reclamat pe amândoi, nu înțeleg. Deci lui 18067. Aoleu, bre! Ăla că s-a bătut, pana mea, aia e până la urmă, știi? Bă, dă asigurarea, dă banii. Așa, ăsta. A sărit în mașină, chiar dacă e zăpadă pe jos, frate, dar e zăpada micuță, nu este... Cine știe ce zăpadă, spui că am sărit în lămezi, n-am absolut nimic. Că l-a sărit repede din mașină ca să-l ia pe ăsta, că îl urmăreau pe ăsta, s-a băgat în fața lui și a sărit din mașină ca să-l zăpăcească, gen, știi? Așa că nu e ok. ID, bam, motiv, Power Gaming. Orn, unde doi? Și asta dacă mai avea vreunul. Are. Ai, nu. Ăsta de aici este carbon. Deci nu se pune la urnă așa. Da, mă, fraților. Cam atât a fost cu reclamațiile și cu episodul pe ziua de astăzi. O să dăm o bif aici. Vă mulțumesc mult de tot pentru atenția acordată. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați canalului. În câteva zile urmează vestea cea mare. Să vedeți și voi despre ce este vorba și sper să vă bucurați odată cu mine. Dar nu vreau să vă arăt până nu e gata ce vreau eu să fac. Și da, cam asta fi. Ne vedem data viitoare, v-am pupat și vă iubesc mult de tot. Ciao, les!